Mă bucur tare mult că o pot adresa legat de absolut orice. Spre exemplu, noi acum nu folosim conservanți și niciodată nu am folosit conservanți, nu avem de gând să facem asta. Preferăm să fie produse cât se poate de naturale. Pe partea cealaltă sunt produse bazate pe lapte. Lapte de cocos, dar chiar și așa lapte. Asta înseamnă că ele sunt foarte perisabile, expiră foarte repede. Și totuși, deși am fost foarte tentați să băgăm tot felul de conservanți de la tot felul de magazine care îmi promiteau, ok, Cristian, uite, dacă faci asta, dacă crești valabilitatea, te băgăm pe raft. Am zis, nu, rămânem pe online, rămânem pe ovăz.ro și uite ce vom face. Am început să extragem tot oxigenul din borcane, să vidăm borcanele și în felul acesta avem 14 zile valabilitate fără conservanți. Este un compromis foarte bun, zic eu, dar pe partea cealaltă necesită un utilaj specializat foarte scump și pe partea cealaltă nu se poate deschide borcanul fără ceva metalic. Noi acum am început să expediem câte un desfăcător în fiecare comandă, fiindcă, încă o dată, borcanul este atât de bine închis, tot oxigenul este extras din borcan, și atunci nu-l poți deschide.